mai fi zinuții în deal. Am venit deja, avem deja piatră pe platformă, 100 de tone ne vine astăzi, este deja din fiecare sort, din cele trei sorturi, avem câte 100 de tone din fiecare, este depozitată, am organizat o platformă pe vechea bază de producție a SDN-ului, deci este a noastră, să spunem așa, unde deja depozităm. Asta e cel mai bine, că n-avea sens să așteptăm să vină basculatele, da, să lucrăm. Nu, deja avem, ați trecut pe lângă ele, se vedea acolo activitatea. Erau, da, prea mici, până la 5.000 de tone. Da, sunt, mai este un început. Cât aveți stocul de tone? Încercăm să facem 5.000 de tone de fiecare tot, să rămână pe stoc. Deci asta ce e? Piatra... Piatră brută, piatră brută și piatră spartă, da. De pentru prima fază, că așa vom lucra, în prima etapă să consolidăm, să evacuăm apa din corpul. Piatră brută, 50.000 de tone achiziționate. Am venit, am mai trecut pe șantierul acesta, am trecut în faza de pregătire când se făceau de câteva rolele cu proiectantul. Acum, după câte observați, de ceva vreme au început lucrările, începe întâi decaparea și escavarea, după care se va trece în fazele următoare de construcție, de implementare a proiectului. Și proiectul a fost unul deosebit, pentru că proiectantul a avut ca provocare să pună această soluție a dânsului în comun cu soluțiile vechi de autostradă, deci pentru a putea să se lege să funcționeze în comun. Da, a reușit această fază, ne-am stabilizat în sfârșit la o soluție și iată că a început deja implementarea ei. Colegii sunt organizați, am mai discutat niște detalii pentru că termenele sunt foarte strânse, trebuie să ne ținem de ele și ca la orice alt obiectiv trebuie să încercăm să le și scurtăm un pic. S-au discutat variantele de accelerare a acestor termene, modul în care vor fi organizați, în ce faze se va putea lucra în schimburi, în ce faze se va putea lucra cu program prelungit, pentru că așa cum le-am spus și colegilor, acesta este un examen atât pentru șefii de proiect, pentru regionalele care concură la acest proiect, dar și pentru companie, pentru central. De acolo este o unitate specială pentru implementare și personal voi trece și eu aici, pe aici, de câte ori am ocazia. În termen estimativ pentru finalizare? Termenele estimative rămân cele care au fost anunțate din septembrie, da? Și vom vedea cum vor evolua aceste termene și noi ne propunem, cum am spus, să evolueze în bine. Nu putem să spunem că este un proiect nou. Practic toate celelalte aspecte au fost tratate odată cu autostrada. Sunt avizele care se obțin pe plan local pentru comunitățile sau autoritățile locale care ne facilitează groapa de depunerea excavației, drumul de acces la ea. Sunt aceste lucruri care sunt tratate de colegi. Colegii lucrează de ceva vreme în această zonă și au relații deja făcute, aceasta nu va fi o problemă. În septembrie veți să terminați aici sau să fie și deschisă cifrața pe acest lucru? În principiu ar trebui deschise, știți că nu este numai acest punct de lucru, mai sunt și alte puncte de lucru, deci noi când am vorbit de termene, am vorbit pentru aici. Da. Cum veți interveni în celelalte locuri? S-au făcut deja studii pentru celelalte zone care au fost fisuri, mai suntem și la Paciliu, mai suntem la 500 de metri, se presupune că ar ajunge pe cea despre Sebeș. Acolo cum veți interveni? După câte știți, a fost odată cu proiectul acesta a fost împărțit în mai multe bucăți pentru a putea fi contractate foarte repede.
prima bucată despre care noi am vorbit se referă doar la reconstrucția acestei zone demolate. A pornit în același timp și o expertiză care se desfășoară pe lungimea întregului tronson, predat de această firmă, și de acolo suntem încă în faza în care, în funcție de rezultatele expertizei, ne vin și soluțiile. Nu sunt probleme așa de complicate ca aici, asta este partea bună. Deci problemele sunt mai simple acolo. Cât oameni? Asta am discutat cu colegii, chiar am insistat pe acest aspect, pentru că trebuie să ne dimensionăm echipele în așa fel încât să rezolvăm problemele pe care le avem în acel moment. În această etapă, de exemplu, când se face partea de escavare, dimensionarea va rămâne exact aceeași, poate cu câțiva oameni în plus. Vom suplimenta funcție de lucrările pe care o vom avea când vom trece, de exemplu, la elaborarea tranșeelor drenante, atunci se va schimba un pic distribuția, dar mai mult sau mai puțin șantierul va fi undeva în jur de 30 ceva de persoane. Poate ne ducem în perioada de vârf și spre 40-50. Nu. Aceasta este doar o soluție pentru această zonă. Drenajele nu sunt blocate, este vorba de alte drenaje. Aici am vorbit de tranșee drenante. Drenajele au fost, canalele și tubulele drenaj au fost verificate de colegi până acum și acolo unde au fost înfundate, au fost desfundate. Pentru că și ele sunt foarte importante, ele practic pot să schimbe situația aici pe teren. Care e soluția tehnică în câteva cuvinte, dacă ne puteți spune aleasă aici? Poate să vă spună cel mai bine, da, și constructorul, șeful de șantier. Soluția a fost, în primul rând, să ne apropiem de soluția inițială care a fost propusă, care nu a fost respectată, pentru că nu e vorba de reinventat nimic aici, trebuia respectată tehnologia care a fost inițial făcută. Colegii și-au luat și niște măsuri suplimentare. Aceste măsuri, foarte pe scurt, sunt acele tranșee, sunt niște șanțuri trapezoidale care se umplu cu piatră și care permit colectarea apei din corpul autostrăzii și evităm în felul acesta mutarea ei dintr-o parte în alta. Spuneați că în luna septembrie aici...